am recordat, l-am așteptat, sau auzindu-l cercândând pe Dumnezeu lăudându-l. Îngerească noastră, până la tot neamul împreună și nouă și dumneavoastră, că sunteți din fița noastră. Așa.
Mulțumim Domnului! Este un lucru frumos, așa să vezi cum trec generațiile și noi, sigur că și la noi. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că este ceva care rămâne dincolo de timp, dincolo de trecere. Este această întoarcere a sărbătorilor și, în particular, sărbătoarea Crăciunului, care este, practic, sărbătoarea cea mai importantă a calendarului cu dată fixă. Este cea mai importantă pentru că este, de fapt, sărbătoarea aniversară a nașterii Domnului. Ziua de naștere este importantă pentru fiecare dintre noi. Cu atât mai mult ziua în care s-a născut Domnul pe pământ pentru noi. De aceea, cred că este frumos să putem marca acest moment al nașterii Domnului în familia parohială, așa cum frumos faceți dumneavoastră, să putem marca și în familii. Să știm că sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a familiei umane, în primul rând, dar și a familiei sociale, familia ca și celulă fundamentală a Bisericii și a societății. De aceea vă mulțumesc și vă invit să purtați și gândul nostru bun și binecuvântarea pe care o vom primi în familiile dumneavoastră și să fie un an cu bucurie, un an cu pace, un an cu liniște, un an în care să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.